Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. La 6 luni de la confirmarea primului caz de COVID-19 în Republica Moldova, autoritățile anunță că în spitalele din Chișinău nu mai sunt paturi libere în secțiile de terapie intensivă. Un bărbat de 31 de ani a fost împușcat de colegul său de vânătoare, care a tras cu arma în miez de noapte fără să se asigure unde nimerește. Victima se află în stare gravă la spital. Percheziții la companie de construcții Glorinal, 8 suspecți au fost reținuți, printre ei și șeful companiei Vasile Chirică. Anchetatorii susțin că 70 de persoane au fost păgubite de 50 de milioane de lei. Autoritățile din Germania au anunțat că opozantul rus Alexei Navalny a ieșit din starea de comă în care s-a aflat mai bine de 2 săptămâni după ce ar fi fost otrăvit cu novicioc. Anunț îngrijorător făcut de autoritățile municipale din sănătate. În secțiile de terapie intensivă din Chișinău dedicate bolnavilor de COVID-19 nu mai este niciun pat liber. Sunt internați 208 pacienți în stare gravă, din care 6 sunt conectați la aparatele de respirație asistată. În total, în Chișinău sunt internate peste 700 de persoane care suferă din cauza infectării cu SARS-CoV-2 și mai sunt libere încă aproximativ 300 de paturi pentru bolnavii care nu sunt în stare gravă. Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienții COVID în spitalele municipale la moment este de 927 de paturi. Săptămâna trecută am suplinit cu 60 de paturi capacitatea de spitalizare și suntem în continuă căutare împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în continuă căutare a spațiilor și a paturilor suplimentare de spitalizare, ținând cont că vine și perioada rece a anului, infecțiile respiratorii acute sunt în creștere. La exact jumătate de an de la înregistrarea primului caz de COVID-19, Republica Moldova a depășit pragul de 40.000 de îmbolnăviri. Pentru astăzi, autoritățile au anunțat 258 de cazuri noi, din doar 1.250 de teste primare efectuate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și 11 decese. Statisticile ne plasează în topul mondial la numărul de cazuri active raportate la 100.000 de locuitori. Colega mea, Corina Gămurare, a analizat cifrele și vine cu mai multe detalii. În ultimele 6 săptămâni s-a înregistrat un trend în creștere la numărul de cazuri noi. Cifrele rămân îngrijorătoare în condițiile în care acum 4 zile am înregistrat un alt record. 632 de cazuri din 2736 de teste efectuate. Este cel mai mare număr de infectări de la confirmarea primului caz de SARS-CoV-2 în Republica Moldova, în urmă cu exact 6 luni. Numărul de cazuri grave, dar și numărul de decese sunt în creștere. De la începutul pandemiei am înregistrat peste 1000 de victime din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Vestea bună este că avem mai mult de 28.000 de pacienți care s-au vindecat. Timp de jumătate de an, autoritățile sanitare din Republica Moldova au făcut ceva mai mult de 221.000 de teste, fără a testa în masă, așa cum fac alte țări. De câteva săptămâni la rând înregistrăm cele mai multe cazuri de COVID-19 în Chișinău. Este și cea mai mare aglomerare urbană cu riscul cel mai mare de infectare. Conform ultimelor date prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cele mai afectate zone sunt regiunea Transnistreană și raioanele Ialoveni, Edineț, Orhei, Anenii Noi și Rezina. Cei mai mulți oameni infectați de COVID-19 au vârstele cuprinse între 50 și 59 de ani. Totodată, femeile sunt mai vulnerabile în fața virusului. Aproape 70% dintre cazurile de îmbolnăvire sunt în rândul femeilor, inclusiv 307 gravide. Cele mai multe persoane decedate din cauza virusului SARS-CoV-2 aveau vârsta cuprinsă între 60 și 69 de ani. Și numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus a ajuns la peste 4.400. Incidența bolii la 1 milion de locuitori comparativ cu alte state situează Republica Moldova pe locul 4 în lume cu peste 10.000 de cazuri, mai mult decât Luxemburg, Spania și Suedia. Rata de risc la 1 milion de locuitori comparativ cu alte state este de 2,7%. Un gest care poate salva vieți. Medicii de la Centrul de Transfuzie fac un apel către toți cei care s-au vindecat de COVID-19 să doneze sânge. Plasma convalescentă poate fi ultima șansă pentru bolnavii aflați în stare gravă. Detalii vă oferim imediat în Telejurnal.
Scandal la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți. Mai mulți actori ce au vârsta de pensionare riscă să ajungă în stradă pentru că administrația teatrului le propune noi contracte de muncă, program redus și salarii mai mici. Nemulțumite de această decizie, trupa de actori a teatrului cere demisia directorului. Mă doare foarte mult că acești 50 de ani de viață în teatru sunt aruncate în veceu. Am lucrat în multe spectacole și acum am rămas pusă la zid. Cred că cineva vrea să pună copita, vrea să distrugă acest teatru, vrea ca orașul să uite că a mai existat marele Vasile Alexandri, să uite că a fost Mihai Volontir, că a fost Anatol Pânzaru, că a fost Codău, că am fost noi. Arta a fost călcată în picioare. Asta este istoria teatrului și noi dăm cu piciorul. Scandalul a izbucnit la începutul lunii septembrie, când administrația teatrului a anunțat că va rezilia contractele cu actorii ce sunt la pensie și le va propune noi acorduri care prevăd un program redus de muncă. Acest lucru a nemulțumit întreaga trupă. Cum poți să treci un actor pe oră care are 50-60 de ani în teatru și care are un spectacol, două, dar el este în putere, el este lucru. Cât vrei să primească el? 200-400 de lei pe lună? Actorii spun că nu vor accepta asemenea condiții și nici să fie aruncați în stradă după 10 de ani dedicați teatrului. Nu mă doare atât că voi rămâne fără salariu, mă doare faptul cum ni s-a spus lucrul ăsta. Astăzi noi le-am propus contracte. Ați văzut și dumneavoastră, au ieșit din sală. Lasă să-mi explice cineva. Dacă omul nu dorește să semneze contractul de muncă, înseamnă că el nu mai este angajat, din vina cui? Nimeni nu este alungat. Trupa teatrului spune că decizia este lipsită de temei, mai ales că instituția duce lipsă acută de actori. Noi refuzăm să lucrăm cu acest director. Noi nu mai putem lucra cu el. E bătaie de joc absolută. Noi cerem demisia directorului și să vină cineva care să înțeleagă ce înseamnă această meserie. Nu să vină și să-și bată joc de noi, de sufletele noastre și mai ales de istoria noastră, de ăștia 7 personalități care au făcut în viața lor atât cât domnul director nu o să facă în 4-5 vieți. Prin urmare, actorii acuză directorul de gestionare proastă a instituției și cer demisia acestuia. Noi suntem profund indignați de purtarea obraznică pe care are domnul director, pentru că se arată cu degetul spre poarta teatrului că n-aveți cicăta aici. Ce facem noi? Au întrebat pensionerii. Ce faci? Puteți să vă duceți acasă. În halul ăsta noi nu suntem în teatrul domniei sale. Nu voi pleca pentru că ceea ce ține de activitatea mea ca în funcție de director este monitorizată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Nu poate să-mi ceară demisia acel care nu mi-a dat-o. Trupa de actori a teatrului cere intervenția Ministerului Culturii. Artiștii spun că nu vor merge la muncă până când actualul director nu va fi demis din funcție. Accident la vânătoare, un bărbat de 31 de ani a fost împușcat de colegul său care a tras cu arma în miez de noapte fără să se asigure. Cei doi se aflau pe câmp pentru a vâna. Incidentul a avut loc în satul Cotiujeni din raionul Briceni. Victima se află în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la data de 7 septembrie, în jurul orei 24:30 de minute. Doi bărbați cu vârstele de 31 și 42 de ani au avut o înțelegere prealabilă de se a deplasa pe un câmp pentru a vâna animale sălbatice. Potrivit poliției, când au ajuns la vânătoare, bărbatul de 31 de ani a coborât din mașină și s-a deplasat în partea opusă a câmpului. Celălalt a rămas pe drum. Peste o perioadă de timp, când afară era deja întuneric, aproximativ la ora 22:30 de minute, bărbatul care stătea în drum a auzit un zgomot, după care a efectuat o împușcătură în acea direcție. Ca urmare, acesta a tras în victimă. După ce a înțeles că și-a împușcat partenerul de vânătoare, bărbatul de 42 de ani l-a urcat în mașină și s-au dus de urgență la Spitalul Raional Briceni. Cei de la spital nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi date despre starea pacientului. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare gravă sau media integrității corporale sau a sănătății din imprudență. Vătămare gravă, medie a integrității corporale sau a sănătății cauzate din imprudență se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani.
Aproape 600 de pacienți COVID-19 se află în stare gravă în spitalele din Republica Moldova. 33 dintre ei sunt conectați la aparatele de respirație asistată, iar șansa lor de a se vindeca este tratamentul cu plasmă convalescentă. Aceasta conține anticorpi ce pot lupta cu virusul, dar stocurile din spitale sunt tot mai mici. Medicii de la Centrul de Transfuzie fac un apel către toți cei care s-au vindecat de COVID-19 să doneze sânge pentru a salva cât mai multe vieți. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că situația este critică, în special în privința dozelor de plasmă de grupele 1 și 4. Astăzi la zi stocurile sunt spre epuizare, spunem doar de 150 de doze, preponderent de grupa a treia. Cel mai mult au fost solicitate, inclusiv și în zilele libere, doze de grup sanguin primul, grupa a doua, cât și grupa a patra. Zilnic, în ultima perioadă, numărul unităților de doză de plasmă convalescentă solicitat de instituțiile medico-sanitare se ridică în jurul la 50. Deși anterior, trebuie să recunoaștem, în perioada când nu era atât de rapid creșterea numărului cazurilor de pacienți, era în jurul de 20, maximum 30. Până acum doar spitalele din Chișinău solicitau plasmă, dar cererea s-a extins la nivel național. Niciodată nu poți să știi cât de mult se va mări numărul persoanelor care vor face forme severe și extrem de severe. Sau mai bine zis, un stoc de 100 de unități care ieri părea să fie o situație normală, poate deveni peste o oră o situație anormală, când trebuie să ne mobilizăm și să fortificăm toate capacitățile de a suplini stocul. Medicii fac un apel către cei care s-au tratat deja de infecția SARS-CoV-2. Vreau să vin cu un apel către toți cetățenii, cei care au suportat, s-au însănătoșit, către toți bărbații care au o vârstă cuprinsă între 18 și 60 de ani, au finisat cu succes tratamentul maladiei COVID. Ne bucurăm foarte mult pentru toate persoanele care s-au însănătoșit și vrem să-i chemăm să devină parteneri și persoane care ar putea la rândul său să salveze pe alte persoane ce suferă de această maladie. Medicii fac zeci de apeluri cu speranța de a recruta noi donatori. Domnul Artur, vă deranjăm de la Centrul de Transfuzie a Sângelui. Dumneavoastră ați ieșit deja din carantină, da? Da. Cum vă simțiți după tratamentul respectiv? Bine, ok. Este posibilitatea de a ajuta pe pacienții gravi de COVID, dacă sunteți de acord, să veniți la noi la centru, pe strada Academiei, să donați. Este o procedură foarte inofensivă. Este o muncă foarte asiduă, dar este foarte necesară și oportună în momentul crizei care este toată lumea în această criză de pandemie. Muncim zi de zi cu ei, sunăm, îi invităm, le explicăm care este procedura. Din luna aprilie, Centrul de Transfuzii lucrează la capacitate maximă. Suntem de la orele 7 în picioare la serviciu și plecăm la orele 20 seara cu echipa de asemenea. Nu mai zic de acele colecte mobile, când colegii mei pleacă de multe ori în centre reunale la 5 dimineața și se întorc către orele 11-12 cu acele unități de plasmă convalescentă recoltate. Este un lucru enorm, este un lucru care îți ia și multă energie și sănătate, dar pe de altă parte înțelegem că fără noi această situație din sistemul de sănătate nu ar fi posibil de a o gestiona mai eficient. Până astăzi, 664 de bărbați au donat plasmă cu anticorpi. O singură doză de 600 de mililitri se separă în alte 3 doze și asigură tratament pentru 3 pacienți. Cei care vor să salveze o viață pot merge la toate centrele de transfuzie din Republica Moldova. Igor Dodon și Dorin Chirtoac ar putea să se întâlnească în instanță. Președintele amenință că îl va da în judecată pe liderul PL, care este motivul, vă spunem mai târziu în telejurnal. Primii doi pretendenți la funcția de președinte al Republicii Moldova și-au aflat locurile în buletinele de vot. În urma tragerii la sorți organizate la CEC, la scrutinul din 1 noiembrie, candidatul partidului nostru, Renato Usatăi, va fi primul pe buletinul de vot, urmat de liderul platformei, da, Andrei Năstase. Andrei Năstase și-a trimis un reprezentant la tragerea la sorți. Vă rugăm să extrageți cifra, să vă rugăm să vă convingeți că acolo este cifra.
poziția numărul 2. Respectiv, stimați colegi, conform trajerii la sort, poziția numărul 1 în buletinul de vot în cazul înregistrării ambelor candidați va reveni domnului Renato Osatăi, poziția numărul 2, domnului Andrei Năstase. Tragerea la sorți a avut loc după ce, dimineață, grupurile de inițiativă ale celor doi concurenți au depus semnăturile necesare pentru înregistrarea lor în cursa electorală. Ne-am propus ca în această campanie să facem o campanie bună, curată, una unificatoare în jurul unui proiect de țară, coerent. Bineînțeles, ne-am propus ca în ceea ce urmează să atragem alături de noi tot ce este mai bun, tot ce este mai democratic, astfel încât la 1 noiembrie să dăm o lovitură de grație actualului regim. Important este ca să convingem astăzi toți cetățenii de Republica Moldova să participe în alegeri. Am văzut și am auzit foarte multe voci disperate. Am discutat cu mai mulți tineri care mi-au spus că nu vor să audă din 90% din toți politicienii din Republica Moldova. Chiar dacă Andrei Năstase și Renato Osatăi și-au aflat poziția în buletinele de vot, aceștia vor putea fi considerați candidați cu acte în regulă doar după ce autoritatea electorală va decide înregistrarea lor oficială în cursa electorală. Până atunci, însă, în termen de 7 zile, Comisia Electorală trebuie să verifice valabilitatea semnăturilor colectate. Până acum, CECUL a înregistrat 7 grupuri de inițiativă ale concurenților electorali. Un alt grup de inițiativă care așteaptă să fie înregistrat este cel al candidatului partidului Șor, Violeta Ivanov. În timp ce solicitarea grupului de inițiativă al liderului Partidului Regiunilor, Alexandru Kalinin, a fost refuzată. Motivul invocat de Comisia Electorală este că pretendentul la funcția de președinte nu cunoaște limba română, o condiție prevăzută de Constituție. Maia Sandu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, i-a transmis președintelui Republicii Moldova să nu se implice în organizarea alegerilor de pe 1 noiembrie. Sandu l-acuză pe Dodon că ar încerca să fraudeze scrutinul prezidențial. Ea spune că are și dovezi pe care urmează să le prezinte privind unele încercări de a zădărnici deschiderea secțiilor de votare din diasporă. Instituția prezidențială neagă toate aceste acuzații. Liderul PAS a cerut instituțiilor statului să organizeze alegerile prezidențiale de pe 1 noiembrie, astfel încât diaspora să aibă toate condițiile să își exercite dreptul la vot. Maia Sandu mai cere ca transportarea organizată a alegătorilor, în special a celor din stânga Nistrului, să fie aspru sancționată. Igor Dodon intenționează să cheltuie 2 milioane de euro pentru a cumpăra voturi din regiunea transnistreană. Aceasta este o ilegalitate. Și acest lucru nu o să-l admitem. Cetățenii Republicii Moldova din regiunea transnistreană pot veni la vot din propria lor convingere și fără să fie plătiți și în același timp recurge la falsificarea actelor și a semnăturilor pentru a deschide mai multe secții de vot în Est. Acesta este un caz penal și colegii mei în următoarele zile vor prezenta public mai multe informații și dovezi. La solicitarea TVR Moldova, ofițerul de presă al președintelui a spus că acuzațiile aduse de Maia Sandu sunt, cităm, halucinații electorale. Amintim că Maia Sandu și Igor Dodon au concurat în turul 2 pentru alegerile prezidențiale din 2016, în urma cărora Dodon a câștigat cu o diferență de 4%. Dorin Chertoacă a anunțat astăzi că președintele Igor Dodon ar vrea să-l dea în judecată pentru afirmațiile pe care le-a făcut la sfârșitul lunii august cu privire la vacanțele de lux din Rusia și Turcia. În cadrul unei conferințe de presă, liderul Partidului Liberal a spus că a primit o scrisoare de la președintele Republicii Moldova. Liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoac, a declarat că a adunat mai multe informații pe care le-a pus cap la cap și a calculat cât ar costa o vacanță de lux, apoi a făcut publice părerile sale. Dodon cu gura lui a spus că familia îi pleacă la odihnă în Turcia, el chipurile o să meargă la Moscova și a dispărut din peisaj, iar la Moscova a apărut tocmai peste 5 zile. Deci el avea tot timpul să se ducă și în Turcia la mare și peste tot. Pentru mine nu este o problemă să ies în fața dumneavoastră să spun cum este. Dacă vrea dumneavoastră să judece, poftim. Dorin Chirtoacă mai spune că președintele Republicii Moldova ar fi fost ofensat și cere dezmințiri. Cere dezmințiri cu privire la 2 milioane de euro, 2 milioane de lei, cer scuze, banii cheltuieți pe vacanță, respectiv că nu este la Moscova, dar este în Turcia și așa mai departe. Eu repet ceea ce am spus. Am dedus niște lucruri ieșind din informațiile apărute în public și ceea ce a spus el cu gura lui. Contactat telefonic de TVR Moldova, șeful serviciului de presă al președinției a spus că nu comentează situația.
Deputații din opoziție au făcut demersuri la Autoritatea Națională de Integritate pentru a verifica averea șefului statului. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, susține că a cerut să se verifice din ce bani și-a plătit Igor Dodon vacanțele de lux. În condițiile în care un bugetar, fie deputat sau președinte, nu și le poate permite. Inspectorii Iani urmează să verifice dacă președintele Republicii Moldova a trebuit să plătească dobânzi reduse la împrumuturi și dacă există neconcordanțe în declararea imobilelor sale. Agricultorii din Republica Moldova, ale căror culturi au avut de suferit din cauza înghețului și secetei, au început să își depună actele pentru a primi ajutor de la stat. Câte astfel de dosare au fost aprobate până acum, aflați din Telejurnal. Percheziții la compania de construcții Glorinal, 8 suspecți au fost reținuți, printre ei și șeful companiei, Vasile Chirică. Anchetatorii susțin că 70 de persoane care au plătit pentru apartamente ce urmau să fie construite de companie nu au mai beneficiat de acestea. Aproape 50 de milioane de lei, bani investiți de cei 70 de clienți, au fost folosiți în alte scopuri de către șefi, dar și de către unii angajați. Compania de construcții a intrat în incapacitatea de a-și executa obligațiunile față de investitori. Suspecții sunt învinuiți de escrocherie, abuz în serviciu și fals în acte. Ard hectare întregi de vegetație în Republica Moldova, pompierii fac față cu greu numărului mare de incendii declanșate. Doar în ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au avut de luptat cu 26 de focare în localitățile din raioanele Ungheni, Orhei, Telenești, Basarabeasca, Bălți sau Chișinău. Cel mai mare incendiu a fost înregistrat la Trifeș-Trezina, unde au ars peste 15 hectare de vegetație. Aproape toate incendiile de vegetație pornesc din neglijența cetățenilor, care dau foc la gunoi și îl lasă fără supraveghere. Pompierii fac din nou recomandări și spun că umiditatea redusă și vântul din această perioadă sunt condiții care favorizează răspândirea incendiilor de vegetație de mari proporții. Autoritățile din Chișinău anunță că vor schimba prețurile la chiria spațiilor din oraș. Cele care erau sub minimul prețurilor de pe piață vor crește de câteva ori. Regulamentul nou a fost definitivat și urmează să fie votat de consilieri. Dacă aceștia vor aproba proiectul, atunci încasările la bugetul primăriei Chișinău ar putea crește de 10 ori. Deseori primăria a fost acuzată pentru faptul că de pe nimicuri spații în arendă, sunt aceste spații ulterior date în subarendă și tot așa mai departe. Noi vrem ca aceste lucruri să se finalizeze, iar primăria, după necesitate, să încaseze atât cât ar trebui să încaseze conform criteriilor și standardelor de piață. Autoritățile municipale susțin că prețul pentru un metru pătrat va crește de la 3 euro și va ajunge în unele cazuri chiar și până la 50 de euro, în funcție de genul de afaceri care se va desfășura. Noi preconizăm o creștere de circa de la 8 până la 10 ori venituri majorate din contul plăților de locațiune. Noul regulament urmează să fie supus votului în ședința Consiliului. Autoritățile au decis să modifice regulamentul de locațiune după ce în urmă cu câteva luni au fost acuzați de consilierii liberali că dau închirie spațiile pe bani puțini, cauzând pierderi de milioane de lei la bugetul public. Substanțe etnobotanice în valoare de peste 100 de mii de lei au fost confiscate de polițiști și procurori în nordul Republicii Moldova. Patru bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 41 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore pentru circulația ilegală a drogurilor. În urma perchezițiilor au fost găsite și confiscate peste 2 kg de droguri etnobotanice, cartele SIM, telefoane mobile, un automobil și un pistol cu 7 cartușe. Anchetatorii au deschis un dosar penal, iar suspecții riscă până la 15 ani de închisoare. Un polițist aflat în mașina de serviciu a fost implicat într-un accident rutier la Rezina. Potrivit martorilor, vehiculul condus de omul legii s-a angajat în depășirea unui microbuz exact când acesta vira la stânga. În urma coliziunii, automobilul poliției a fost proiectat în afara drumului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În microbuz erau angajați ai fabricii de ciment din Rezina. Poliția a deschis o anchetă. O
1169 de agricultori care au înregistrat pagube în urma condițiilor climaterice nefavorabile din acest an au cerut până acum sprijin financiar din partea statului. Ei și-au depus dosarele la Agenție de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Premierul Ion Chicu anunță că 266 de solicitări au fost aprobate și fermierii urmează să-și primească banii. În această săptămână, Parlamentul urmează să voteze și pachetul de legi aprobat de guvern în sprijinul sectorului agricol. Agricultorii care au pierdut până la 60% din culturi din cauza înghețului sau a secetei prelungite pot depune dosarele la IPA până pe 18 septembrie. Statul va aloca fermierilor 1500 de lei pentru fiecare hectar de cultură compromisă. Am recepționat 1169 de dosare, dintre care 266 sunt deja transmise spre plată, asta înseamnă 57 de milioane de lei. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat pachetul de legi privind sprijinul acordat agricultorilor pentru a intra în vigoare. Acesta trebuie să fie votat și în Parlament. Subvenționarea dobânzilor la credite, inclusiv pe creditele angajate anterior, este vorba despre subvenționarea în contul TVA a impozitului funciar, și aici este vorba de peste 110 milioane de lei, care urmează agricultorii să primească, de asemenea subvenționare din contul TVA a plăților fiscale aferente salariilor pentru agricultori. În acest an, agricultorii au protestat zile la rând, cerând ca statul să le ofere ajutor, întrucât culturile au fost compromise aproape în totalitate din cauza condițiilor climaterice. În luna august, fermierii au blocat câteva drumuri naționale cu utilajele. Disperați, oamenii spuneau că vor intra în faliment dacă guvernul nu îi ajută. Chiar dacă sezonul s-a încheiat, pe litoralul românesc al Mării Negre mai sunt încă turiști. Cei mai mulți dintre ei și-au achitat vacanțele cu ajutorul tichetelor oferite de guvern. Despre un sezon estival greu încercat de pandemie vorbim mai târziu în Telejurnal. Noul an universitar în România vine cu mai puține locuri de cazare disponibile în cămine, dar și cu chirii mai scumpe. Universitățile vor să reducă aglomerația în campusuri pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Studenții care nu se vor putea caza în cămine din cauza restricțiilor ar putea primi burse speciale pentru plata parțială a chiriei în afara campusului. Campusul Universității de Științe Agronomice din București are peste 4.000 de locuri de cazare, dar anul acesta nu toate paturile vor putea fi ocupate. Conducerea universității vrea astfel ca studenții să nu locuiască în număr mare împreună pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Am luat decizia de a caza maxim 2 persoane, la limită 3 persoane în camerele care sunt normate pentru 4 sau 6 persoane, ceea ce va diminua capacitatea de cazare. Deci, dintr-o dată, în loc de 4.000 de locuri de cazare, vom avea circa 3.000 de locuri de cazare. În campus vor locui doar studenții care nu au COVID. Vor fi testați gratuit pe banii universității. Pentru moment, tarifele de cazare rămân neschimbate. Conducerea instituției caută soluții și pentru cei care nu vor mai prinde loc în cămin. O variantă este plata parțială a chiriei. Studenții care nu vor găsi cazare în cămine din cauza numărului redus de locuri în timpul pandemiei ar putea primi burse cu ajutorul cărora să plătească chirie în afara campusului. În București, chiriile sunt mai scumpe decât toamna trecută. Sunt calculate în euro, iar moneda europeană s-a apreciat în raport cu leul. Am avea deja o creștere de 1,8% dacă o calculăm la lei. Studiourile și garsonierele sunt oriunde între 200 și 450 de euro, cu o medie în jur la 275 de euro. Iar două camere oriunde între 300 și 600, poate chiar și mai mult pentru locații cheie. Și alte universități ar putea lua măsuri speciale pentru cazarea studenților. Rectorii vor decide într-o reuniune la nivel național în perioada 19-20 septembrie. Probabil că, într-adevăr, o să fie mai puțin studenți într-o cameră. Eu stau în Grozăvești, aici stau doar doi în cameră, dar camerele sunt foarte mici. Anul universitar este programat să înceapă la 1 octombrie. Cel mai probabil, multe universități vor ține cursurile pe internet. Lucrările practice se vor face însă în facultăți. Pe litoralul românesc al Mării Negre, deși vara a trecut, hotelurile sunt încă pline. Și asta datorită voucherelor de vacanță. Jumătate dintre turiștii care își petrec începutul de septembrie pe litoral au achitat sejurul cu tichete. De altfel, voucherele au salvat acest sezon estival început mai târziu și cu numeroase restricții cauzate de pandemie. Sezonul estival a fost greu încercat anul acesta. Până la mijlocul lunii iulie, hotelurile de pe litoral aveau un grad de ocupare sub 40% și nu ar fi reușit să acopere nici măcar costurile de funcționare. Dar treptat, numărul turiștilor a început să crească. Cei mai mulți au folosit vouchere de vacanță. Vouchere am plătit în valoare de 2100.
Deci 2100 au fost voucherele. Da, pentru că am avut cât din 3300. Și restul am pus noi. Mi s-a spus că a fost ultimul an când am primit. Eu sunt bugetară și nu știu dacă la anul se vor mai da sau nu. Turismul a fost ajutat de aceste vouchere de vacanță în proporție de aproape 90%. Voucherele de vacanță aduc turiști din toate colțurile țării. Sigur că ne-au ajutat foarte mult în condițiile situației actuale din țară. Am avut o perioadă de început foarte grea, foarte grea. Martie până în iunie, când și la tur operatori vânzările au scăzut datorită pandemiei, dar după aceea am avut o revenire puternică. În pandemie, mulți români n-au mai avut bani pentru concedii, dar au folosit voucherele de anul trecut. Investitorii din turism spun că e nevoie de etichete de vacanță în continuare. În momentul în care vom ști că ele au fost bugetate și se vor da și la anul, categoric și noi ne facem planul de investiții. Hotelierii spun că pe litoral au fost cu 30% mai puțini turiști față de anul trecut. De teama unei crize economice de proporții provocate de pandemia COVID-19, tot mai mulți investitori cumpără aur. Cei care nu au bani pentru un astfel de plasament au început să caute chiar ei metalul prețios. Despre noua goană după aur vorbim mai târziu în Telejurnal. Medicii germani au anunțat că l-au scos azi din starea de comă pe opozantul rus Alexei Navalnei. El nu vorbește, dar deja reacționează la semnele medicilor. Pe 20 august, Navalnei a început să se simtă rău în timp ce revenea cu avionul din orașul Tomsk spre Moscova. Aeronava a aterizat de urgență pe aeroportul din Omsk, oraș în care politicianul a fost spitalizat pentru câteva zile. Medicii ruși au declarat că nu au găsit în corpul lui Navalnei substanțe toxice. Însă medicii germani au stabilit mai târziu că el a fost otrăvit cu novicioc, substanță toxică dezvoltată în perioada URSS. Uniunea Europeană a amenințat Rusia cu noi sancțiuni dacă nu va contribui transparent la anchetarea cazului. Unul dintre liderii opoziției Belaruse, Maria Kolesnikova, a fost răpită azi de persoane necunoscute, transmite presa locală, citind martori oculari. Miliția belarusă a anunțat că nu deține informații despre acest caz, denunțat deja de comunitatea internațională. Incidentul survine la o zi după noi proteste de amploare în capitala Minsk și în alte orașe ale Belarusului. Peste 100.000 de manifestanți au continuat să ceară demisia președintelui contestat Alexandru Lukashenko. Cel puțin 600 de oameni au fost arestați, iar 10 de manifestanți au fost din nou bătuți în plină stradă. Lukashenko refuză medierea crizei de către OSCE, așa cum a propus Uniunea Europeană, și mizează pe susținerea Moscovei, care i-a promis deja sprijinul organelor sale de forță. Crește rapid numărul de cazuri COVID în multe zone ale lumii. În Marea Britanie, o treime din pacienții noi sunt sub 30 de ani. Autoritățile fac apel la tineri să respecte măsurile de protecție pentru a-și proteja părinții și bunicii. În Danemarca au fost impuse noi restricții pe fondul creșterii numărului de cazuri COVID. Guvernul britanic atrage atenția că al doilea val COVID ar putea fi provocat de tineri pentru că încalcă restricțiile. The cases are predominantly among younger people, but we've seen in other countries across the world and in Europe this sort of rise in the cases amongst younger people leading to a rise across the population as a whole. În Brazilia, țară greu lovită de pandemie, autoritățile sunt disperate pentru că la plajă, în baruri, cluburi și restaurante, tinerii nu respectă măsurile de protecție. Mas há que se fazer uma análise sociológica e psicológica para se ter uma avaliação porque principalmente os jovens têm comportamento tão distante da realidade da proteção das suas próprias vidas. Em São Paulo, em Londres, em Nova York, em Los Angeles, em Barcelona, em Madrid ou em Paris. Cu 4,2 milioane de infectări, India a devenit a doua țară din lume ca număr de cazuri după Statele Unite. După 6 luni de pauză, a fost reluată circulația cu metroul, inclusiv în New Delhi și Mumbai, focare COVID. Guvernul israelian a instituit restricții de circulație pe timpul nopții, de la 7 seara până a doua zi dimineață la 5, în zonele roșii, unde răspândirea COVID e masivă, oamenii nu mai au voie să iasă din casă.
Sute de mii de oameni au primit ordin de evacuare în Japonia și Coreea de Sud, spulberată de un taifun extrem de violent. Vântul bate cu peste 200 de kilometri pe oră și plouă puternic, iar în zonele de coastă sunt valuri uriașe. În vestul Japoniei s-au închis fabrici, școli și afaceri. Au fost anulate sute de zboruri și trenuri. Nu se mai circulă pe străzi și sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Sunt peste jumătate de milion de evacuați. Unii au ales să rămână în hotelurile locale pentru a reduce riscul răspândirii coronavirusului în adăposturile publice aglomerate. În Coreea de Sud, nivelul de avertizare este ridicat la 4, cel mai înalt posibil. De frica unei crize economice de proporții, lumea a început să investească în aur. Cine nu are cu ce să cumpere metalul prețios, îl caute. În Australia, de exemplu, a început deja goana după aur. Când uncia de aur a ajuns să coste 2000 de dolari, un asemenea peisaj arid nu mai sperie pe nimeni. Sunt folosite diverse dispozitive, cel mai comun fiind detectorul de metale. There's a lot of hardship, hard drilling that produces nothing. But it's good if you know that the price of gold is that high. De-a lungul anilor, dealurile din Conclery, Queensland, au produs multe surprize. De mai bine de două decenii, mina de aur de aici este închisă. Acum există speranțe că ar putea fi redeschisă. In normal gold price environments, you know, a lot of these deposits wouldn't get mined, but with the gold price having, you know, gone up so much in the last, you know, 12 months, it's a completely changed the... Un individ a fost norocos și a găsit o pepită undeva în nord-vestul Queenslandului. Nu vrea să vorbească despre asta de teamă că va atrage alți căutători la comoara lui. E bine de știut că nu oricine poate alerga după metalul prețios. Ca să-l poți valorifica, ai nevoie de un certificat de căutător emis de stat. Unele grădinițe din Spania au găsit metode inedite și chiar distractive pentru triajul copiilor. La sugestia părinților, într-un centru din Madrid a fost adus un robot tocmai din China. Este de ajuns ca cei mici să-l privească în ochi, să-l salute sau să-l atingă și în doar câteva secunde roboțelul identifică problemele de sănătate ale copiilor. În această grădiniță din Madrid, copiii sunt întâmpinați în fiecare dimineață de robotul Bito, care face triajul epidemiologic. Pentru cei mici este o joacă, însă pentru adulți este o măsură de siguranță în plus față de toate celelalte măsuri sanitare luate pentru a preveni epidemia de coronavirus. Al final, un poco lo que hace es un chequeo diario, ¿vale? Donde tiene un sensor térmico que mide la temperatura. Luego las cámaras de los ojos y la boca y la de las manos que está en la tripa lo que hace es que si detecta cualquier anomalía que tenga, ya sea ojos rojos, imagínate, la boca tiene placas, tiene la garganta un poco irritada o las manos cualquier erupción o mancha, lo que hace es que te lo detecta en la pantalla y te salta una alerta. Igual que la fiebre, si tiene más de la debida, aparece también una alerta. Con esto lo que hacemos es llamar a las familias y las familias ya son las que tienen que ir a su pediatra para ver qué consideran, si puede ser enfermedad o no. Săptămâna aceasta se vor redeschide și școlile în majoritatea regiunilor din Spania. În Madrid, profesorii au făcut cozi la centrele de testare tot weekendul pentru a putea reveni la ore în siguranță. Primii care vor începe școala pe 8 septembrie vor fi elevii din clasele primare, iar cei de gimnaziu și liceu pe 17, respectiv 28 septembrie. În continuare urmărim rubrica Europa Azi. Comisia Europeană și-a exprimat azi îngrijorarea față de arestările unor activiști politici din Belarus. Peter Stano, purtător de cuvânt al executivului comunitar, a declarat că Uniunea Europeană știe despre presupusele răpiri ale Mariei Kolesnikova și altor lideri ai opoziției belaruse. Uniunea Europeană urmează să impună în scurt timp sancțiuni împotriva mai multor demnitari belaruși responsabili de fraudarea recentelor alegeri prezidențiale și de reprimarea protestelor. Polonia și țările baltice au declarat deja persoana non grata a 10 de oficiali de la Minsk. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins afirmațiile diplomației ruse, care a acuzat Germania că ar întârzia investigarea otrăvirii opozantului rus Alexei Navalny, care a fost scos azi din comă într-un spital din Berlin. Într-o emisiune TV, Maas, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a reamintit că Germania a acceptat deja solicitarea Moscovei de a investiga cazul în comun. Potrivit ministrului german, învinuirile aduse Germaniei ar putea însemna că Rusia are ceva de ascuns, mai ales că e singura țară care putea deține agentul neurotoxic Novichok, depistat de medicii germani în corpul lui Navalny.
Guvernul de la Londra și-a confirmat azi intenția de a modifica prin lege compromisurile la care a ajuns la începutul anului cu Uniunea Europeană în legătură cu Irlanda de Nord în cadrul Brexitului. Potrivit înțelegerilor inițiale, această provincie britanică ar trebui să respecte unele reguli ale UE și după perioada de tranziție care se va încheia pe 31 decembrie. UE insistă asupra acestei prevederi pentru a garanta absența frontierei fizice și pentru a preîntâmpina tensiunile în această regiune. Mai mult, Bruxelles vrea ca în schimbul unui acord de liber schimb, tot Regatul Unit să aplice anumite norme ale UE pentru a combate concurența neloială din partea britanicilor pe piața europeană. Spania trece prin al doilea val al epidemiei de COVID-19, care ar putea ajunge în restul Europei în următoarele zile, avertizează un studiu realizat de un spital și o universitate din regiunea Catalonia. Potrivit cercetării, efectul barurilor și restaurantelor ar putea avea repercursiuni uriașe în evoluția epidemiilor, unde măsurile preventive, cum ar fi distanțarea fizică și folosirea măștii de protecție, se respectă mult mai puțin decât în alte circumstanțe. În opinia experților, lipsa măsurilor de protecție ar putea duce la creșterea numărului de îmbolnăviri până la nivelul din luna martie. Din cauza măsurilor antiepidemice, consumul de energie electrică în Uniunea Europeană a înregistrat în luna iunie cea mai puternică scădere din ultimii 4 ani. Potrivit datelor Eurostat, închiderea instituțiilor de învățământ, întreprinderilor industriale, restaurantelor și hotelurilor a dus la o scădere de aproape 8% a consumului de energie electrică. Cel mai puțin au consumat Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Portugalia și Finlanda. România e între țările care au înregistrat scăderea ale consumului de curent electric de până la 5%. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Pentru mâine, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial de 16 lei și 60 de bani pentru un dolar american, aceeași valoare ca și astăzi. Euro se ieftinește cu 4 bani, astfel moneda europeană va fi cotată la 19 lei și 62 de bani. Leul românesc cedează un ban și va fi cotat la 4 lei și 4 bani. Hrivna ucraineană rămâne la 59 de bani. Rubla rusească cedează un ban și va valora 21 de bani. Iar pe final, datele meteo. Bun găsit! În Republica Moldova vremea se răcește. În această noapte, meteorologii anunță temperaturi minime între 15 și 19 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, însă la amiază nu se vor depăși 24 de grade Celsius. La Chișinău cerul va fi senin în următoarele ore, iar spre dimineață în termometre vor fi 17 grade. Mâine soare și o maximă de 23 de grade. În România vremea va fi frumoasă, mai puțin în Transilvania și la munte, unde local vor fi averse posibil însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile maxime pornesc de la 20 de grade în Moldova și se opresc la 32 de grade în Oltenia. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă doresc o seară frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe Azi. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!